Dragilor, 14 februarie, Valentine's Day, o săptămână plină de iubire. Iată o nouă campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald, Arată-i că-ți pasă, vorbim despre cuplu, vorbim despre viața și despre relația de cuplu. Alături de noi astăzi este Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, și vom porni discuția noastră pe marginea unei cărți, o carte pe care o iubim amândoi deopotrivă, este vorba de Dansul relațiilor de Harriet Lerner. Bineînțeles că este o temă, aș spune eu, extrem de complexă, așa cum este și viața de cuplu complexă. Este o temă foarte, foarte vastă, da? Cu foarte multe subiecte. În ceea ce privește relația, viața de cuplu, putem vorbi despre foarte multe lucruri. Iată, aș începe discuția, pentru că am pomenit mai devreme cartea lui Harriet Lerner din colecția Pas în Doi, Dansul relațiilor. Ce facem în relația de cuplu în așa fel să avem o bună comunicare? Suntem disperați și nu știm cum să facem în așa fel încât conversația noastră cu partenerul să avanseze. Ne simțim cumva împovărați și deprimați, de ce nu, de criticile, negativismul sau comportamentul irresponsabil al celuilalt. Cum facem, așa cum de altfel și spune Harriet Lerner la începutul cărții într-un capitol, cum facem să ne găsim vocea în relația de cuplu, să ne simțim văzuți, să ne simțim ascultați, să ne simțim observați. Până la urmă, să ni se satisfacă nevoile și, bineînțeles, prin reciprocitate, deopotrivă, și noi să-l ascultăm și să-l vedem pe celălalt și să îi satisfacem nevoile. Daniela. Bun găsit, Sorin, la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc iubirea în diverse forme. E o săptămână, într-adevăr, plină de provocări la nivelul acesta, pentru că fiecare va veni cu propriile așteptări, inclusiv legat de felul în care alegem să ne arătăm afecțiunea către celălalt. Și aș spune aici două vorbe, în sensul în care sunt voci care spun, da, dar de ce să ne sărbătorim iubirea doar la o dată fixă sau, mă rog, lucruri de genul acesta, sunt sărbători importate și așa mai departe. Eu aș spune, da, sigur că sunt sărbători importate, dar cred că eu le văd ca pe reminder, le văd ca pe momente în care ne reamintim poate de lucrurile pe care le uităm. Nu înseamnă că nu ne iubim în celelalte zile, înseamnă că este un moment în care poate ne putem întreba oare cum îmi arăt eu iubirea către partener sau oare cum îmi exprim iubirea către partener și de ce nu răspunsurile pot să fie pentru cuplu un pas înainte. Cum ne facem auziți în cuplu, cum avem voce în cuplu? Aici a spune că într-un cuplu sau unul dintre marile jocuri în cuplu este tocmai acest balans între nevoile personale și nevoile relaționale, pentru că trebuie tot timpul să știm să pendulăm între ce am eu nevoie, ce are celălalt nevoie și cum aceste nevoi își găsesc calea către celălalt, își găsesc spațiu de auzire, de împlinire, de satisfacere. Cum ne găsim vocea? În primul rând, cred că e foarte important să-ți clarifici tu cu tine mesajul. Înainte să te duci să-i transmiți partenerului ceva, clarifică-ți din mesajul pe care vrei să-l transmiți care este partea ta din cerere, care este așteptarea ta legată de partener pe baza cererii tale și care este modalitatea prin care tu poți să negociezi, cât anume ești dispus din ceea ce ceri să negociezi, pentru că celălalt nu este obligat să satisfacă cererile, e adevărat, dar dacă eu vin cu această disponibilitate, cu această deschidere către celălalt de a negocia, de a mă arăta, dar și de a putea lăsa de la mine, deja plecăm de pe poziții un pic mai
moi, ca să spun așa, dacă intrăm rigizi în relație, dacă fiecare ține morții să aibă dreptate, dacă fiecare crede că poziția lui e mai corectă, mai importantă decât a celuilalt, deja relația se rigidizează, se strânge, se închistează și comunicarea nu poate circula într-un mediu steril. Și atunci, da, spune, atunci când faci o cerere către celălalt, atunci când te duci către celălalt, du-te și cu deschiderea de a negocia, du-te și cu urechea deschisă către ce spune celălalt și trebuie să facem cumva amândoi efortul de a ne întâlni la jumătate. Crezi că diferențele foarte mari între doi parteneri fac munca, și când spun muncă mă refer la, am mai făcut această comparație stilistică cu grădina și cu grădinarul care are grijă, da, și oferă pământului și semințele necesare unui rod bun și soare și apă și așa mai departe. Și mă gândesc atunci, în funcție și de partenerii pe care îi alegem, mai mult sau mai puțin conștient, pe modelul părinților, mă gândesc că în unele situații, în unele relații, e ceva mai mult de muncă. Uh-huh. Și în altele unde există... Uite, încerc să-mi imaginez o situație în care ca partener avem un, să spunem, un bărbat, un soț romantic și empatic și asertiv și probabil că acolo lucrurile merg mai ușor și comunicarea este mai lesne, mai facilă. Uh-huh. Pe când în momentul în care, cum spui tu, avem pe cineva poate mai rigid și care este extrem de pragmatic și de ancorat în realitățile cotidiene ale vieții, s-ar putea să auzim vorbe, ai mă, ce sunt dulcegăriile și prostiile astea, da? Și atunci cumva comunicarea să fie mai greoaie și poate că și nevoile noastre să fie mai greu auzite. Uh-huh. E adevărat. Și atunci, în momentul când eu înțeleg foarte bine cu ce tip de partener intru în dialog, și asta este valabil doar în cuplu, în general, când intrăm într-o relație cu cineva, când înțeleg bine tipul, tipologia acelei persoane, dacă eu vreau să mă fac bine înțeleasă, este de datoria mea să îmbrac mesajul pe care vreau să-l transmit într-o formă care să-i fie celuilalt facil de înțeles. Pentru că dacă e să iau exemplul tău și am un partener romantic și să spun că eu sunt pragmatică, atunci, deși pentru mine, nu știu, poate metafora cu fluturașii mi se pare o prostie, dacă eu totuși vreau să mă fac înțeles, este bine să apelez la o modalitate, la o metaforă, la o idee pe care celălalt o poate înțelege în limbajul lui, în forma care lui îi este facilă. Și asta este un efort pe care partenerii îl fac în cuplu. Așa cum partenerul romantic va trebui cumva să-mi traducă mie în forma mea concret materială ceea ce vrea să-mi transmită. Adică cumva vom încerca să înțelegem care este cea mai bună modalitate prin care mesajul meu poate să ajungă la celălalt. Sigur că ăsta este un exercițiu permanent. E adevărat că cuplu ne oferă șansa, prin proximitatea prezenței celuilalt, să rodăm acest tip de limbaj. Problema care văd eu, o văd adesea în cuplu, este că noi nu încercăm să perfectăm mesajul înglobând versiunea celuilalt, ci perfectând propria versiune. Deci dacă eu sunt romantică, să spunem, eu voi încerca să-i transmit celuilalt într-o formă și mai romantică mesajul meu, crezând că în felul acesta voi fi mai explicită. Dar eu, de fapt, nu fac decât să șlefuiesc ceea ce deja mie mi-este confortabil. Asta nu înseamnă că va ajunge la el. Cumva, modalitatea ar fi să-mi șlefuiesc mesajul
prin uneltele partenerului meu, în așa fel încât el să capete o formă pe care el s-o poată digera. Deci, cumva, aici este una dintre erori, când fiecare va, în loc să încerce să includă felul în care celălalt percepe realitatea, devine din ce în ce mai prezent în propria realitate. Și cu cât eu devin mai prezentă în propriul meu univers relațional, cu atât eu mă îndepărtez de universul relațional al celuilalt, pentru că a fi în cuplu înseamnă a fi capabil să gestionezi diferențele. Ceea ce ne ține împreună nu sunt părțile comune, așa cum cred oamenii. Părțile noastre comune sunt cele care ne fac să ne îndrăgostim. Cum și ție îți place Shakespeare? Wow, ce ne potrivim! Cum și tu asculți Beethoven? Wow, minunat, ce ne potrivim! Deci momentele noastre de împreună sunt momentele care ne fac să ne îndrăgostim. Însă ceea ce ține relația pe termen lung este felul în care reușim să gestionăm diferențele. Pentru că, ok, cum, ție nu-ți place muntele, eu ador muntele, ei, cum rezolvăm o astfel de dilemă când trebuie să alegem un loc de vacanță? Ori dacă nu vom reuși și nu învățăm să gestionăm diferențele dintre noi, cuplul nu va rezista doar pe zonele noastre comune. Cred că aici va rezista doar acolo unde reușim să mediem și să negociem diferențele. Cred că aici intervine negocierea, apropo de ce ai spus mai devreme, ca să nu escaladeze anumite lucruri, să nu apară mici sau mai mari, cine știe, tensiuni în cuplu. Conflicte, unii, să nu transformăm diferența în conflict. Exact. Unii vin cu varianta negocierii. Păi bun, hai, 5 zile la munte, pentru că așa îmi doresc eu, și 5 zile la mare, pentru că așa îți dorești tu. Da, sau dacă mie îmi place să not, ok, mergem la munte, la un hotel care are piscină și cât tu, nu știu, urci pe munte, eu rămân la piscină pentru că eu mi-am dorit să not. Adică, sigur că, și unde este iarăși o eroare, partenerii spun, da, dar nu e același lucru un not în piscină cu notul la mare. Ok, sigur că nu e același lucru. De a negocia înseamnă a fi capabil să renunți la ceva din mine, pentru că, bun, nu mi se satisface nevoia în toate palierele ei, dar mi se satisface nevoia în 80% dintre palierele ei. Și pentru noi ar trebui să fie suficient. Oamenii au această problemă, care se numește, mă rog, gândire dihotomică, în sensul în care dacă nu se întâmplă lucrurile perfect în felul în care ei și-au imaginat, experiența nu este primită ca o experiență bună. Da, a fost bun eclerul, da, și îmi place, dar nu avea ciocolata, nu știu cum. Ok, deci eu refuz 80% din experiență care a fost bună doar pentru că un detaliu nu era perfect. Și de multe ori suntem nefericiți pentru că ne focusăm mai mult pe lipsa, pe acel, nu știu, 15-20% lipsă, în loc să vedem că eu totuși sunt cu iubitul meu la munte, în not, am parte de un weekend de relaxare, în loc să stau să zic, da, dar nu e totuși, nu e același lucru dacă aș fi notat în mare. Crezi că asta ține și de niște așteptări nerealiste? Adică în momentul în care avem niște proiecții mari, în momentul în care avem niște așteptări foarte mari, s-ar putea ca și dezamăgirea sau deziluzia să fie pe măsură. Pentru că cred că nu există niciun cuplu în care nevoile ambilor parteneri să fie satisfăcute în proporție de 100%. Asta este este o situație ideală, oarecum de dorit, dar ușor, zic eu, de vedere nerealistă. Imposibilă, exact. Deci nerealistă. Ori trebuie să ne bucure, ori trebuie să ne bucure faptul că măcar într-o proporție de 75-80%, exact, 5%, nevoile
Ne sunt satisfăcute și la rândul nostru le satisfacem pe cele ale partenerului. Da, e vorba, cred că, de foarte multe mituri legate și de iubire, și de cuplu, și de parteneri, care dintr-o dată punem un partener toate nerealizările noastre, toate frustrările noastre, dintr-o dată partenerul devine salvatorul care trebuie să mă facă fericită, care trebuie să-mi satisfacă mie dorințele, care este, eu le spun adesea fetelor, femeilor care lucrez, ok, iubiții voștri nu sunt Moș Crăciun, adică nu sunt popoți de Moș Crăciun să vină și eu să zic vreau aia și pac, 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 rezolvă tot. Ok, pentru că și el vine cu bagajele lui. Deci sunt o grămadă de mituri cumva întreținute și noi am mai vorbit despre asta, întreținute de literatura romantică, de filmele romantice, de muzica romantică, de evergreen-ul care promit că o să mut munții din loc pentru că, doar pentru că te iubesc. Și atunci toate miturile astea, toate prejudecățile astea, toate convingerile pe care le am despre iubire, despre cum ar trebui să fie un cuplu perfect, pentru că, iată, inclusiv rețelele de socializare promovează așa niște imagini perfecte și un cuplu ideal, încât sigur că mie mi se pare că acea perfecțiune este ușor de atins și este facilă. Nu, de cele mai multe ori nu este deloc ușor de atins, nu este deloc facilă și nici nu este măcar de prezentă pe cât credem noi. Deci da, ar trebui să fim convinși și să fim suficient de maturi să înțelegem că un cuplu înseamnă în primul rând muncă, înseamnă efort constant, înseamnă negociere, înseamnă să poți să lași de la tine, înseamnă să poți să îl vezi pe celălalt nu în rolul lui de salvator și de supererou și de Moș Crăciun care vine să spună roz în viață, ci rozul acela trebuie construit din culorile noastre personale. Ori dacă culorile mele sunt întunecoase și culorile lui poate că sunt mai deschise, n-are cum să iasă roz din culori întunecoase. Fiecare contribuim cu propriul nostru curcubeu. Mi-am adus aminte de un lucru și cred că nu este o simplă coincidență, zic eu, faptul că noi vorbim astăzi de Valentine's Day, 14 februarie, în cadrul campaniei de pe site-ul editurii Herald, arată-i că-ți pasă, arată-i partenerului că-ți pasă, dar tu ai și la finalul săptămânii, în weekend, un curs dedicat relațiilor de cuplu. Da, mulțumesc că vorbim despre asta. Da, consider că pandemia a avut două mari victime, ca să zic așa. Una dintre ele este cuplu și cea de-a doua, zic eu, că sunt adolescenții. În principiu, cred că pandemia a lovit foarte tare în relație, în conceptul de relație. Prin urmare, am decis ca în acest weekend să permit accesul cuplurilor care nu sunt în programul de formare, pentru că modulul din acest weekend face parte dintr-un program de formare care se întinde pe aproape un an și jumătate, dar pentru că văd foarte multe cupluri aflate în situații destul de tensionate, iată, după 2 ani de pandemie, este pentru prima oară când permit, mai ales că, din păcate, va trebui să susținem și această întâlnire pe Zoom, online, am permis în mod excepțional participarea cuplurilor care doresc să învețe despre negociere, despre nevoi relaționale, despre cum putem să fim mai prezenți, mai maturi într-o relație. Am permis, cum spuneam, participarea cuplurilor care nu fac toată formarea, ci doar vor să afle mai multe informații despre metoda pe care eu o propun, despre metoda creată de Jacques Salomé, despre care noi am mai vorbit, și cei care sunt interesați să afle mai multe detalii, îi invit pe pagina Institutului de Formare și Educare Relațională, IFER, unde găsesc toate detaliile necesare și vă aștept și vă invit cu drag să povestim despre cuplul zilelor noastre, nu cuplul acela mitizat și idealizat și, nu știu, am sentimentul că este așa umflat, pompat cu foarte multe idei care, din păcate, nu sunt nici măcar funcționale, sunt de-a dreptul toxice.
Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre cuplu, despre relațiile de cuplu în cadrul campaniei de pe site-ul editurii Herald, Arată-i că-ți pasă. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Nu uitați și de materialele pe care noi le vom realiza în această săptămână, materialele video de pe site-ul editurii Herald, de asemenea de pe pagina oficială de Facebook a editurii și de pe canalul de YouTube Herald. Îi mulțumim foarte mult Danielei Dumitrescu pentru că, iată, a făcut puțină lumină, așa, debutul acestei săptămâni a făcut puțină lumină în ceea ce înseamnă comunicarea și funcționarea relațiilor de cuplu. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! La revedere!